Pe o insulă trăiau odată toate sentimentele umane: buna dispoziție, tristețea, înțelepciunea, iubirea și altele. Într-o zi, sentimentele au aflat că insula se va scufunda în curând, așa că și-au pregătit navele și au plecat. Doar iubirea a rămas până în ultimul moment. Când insula a început să se scufunde, iubirea a hotărât să ceară ajutor. Bogăția a trecut pe lângă iubire într-o barcă luxoasă și iubirea i-a zis: "Bogăție, mă poți lua cu tine? Nu te pot lua, căci am mult aur și argint în barca mea și nu mai am loc pentru tine." Atunci iubirea i-a cerut ajutorul orgoliului, care tocmai trecea pe acolo. "Orgoliu, te rog, mă poți lua cu tine? Nu te pot ajuta, iubire. Aici totul e perfect. Mi-ai putea înclina nava." Iubirea a rugat mai apoi tristețea, care trecea pe lângă ea: "Tristețe, te rog, lasă-mă să vin cu tine." "Oh, iubire, sunt atât de tristă încât simt nevoia să stau singura." Chiar și bună dispoziție a trecut pe lângă iubire, dar era atât de mulțumită încât nu a auzit că o striga. Dintr-o dată, o voce a strigat: "Vino, iubire, te iau cu mine." Era un bătrân cel care vorbise. Iubirea s-a simțit atât de recunoscătoare și plină de bucurie, încât a uitat să-l întrebe pe bătrân cum îl cheamă. Când au ajuns pe țărm, bătrânul a plecat. Iubirea și-a dat seama cât de mult îi datora și a întrebat cunoașterea. "Cunoaștere, îmi poți spune cine m-a ajutat?" Era timpul. "Timpul?" s-a întrebat iubirea. "Dar de ce tocmai timpul m-a ajutat?" Cunoașterea, plină de înțelepciune, i-a răspuns: "Pentru că numai timpul e capabil să înțeleagă cât de importantă e iubirea."